Este oficial, încă de ieri copiii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani se pot imuniza cu serul Pfizer-BioNTech. Este obligatoriu ca aceștia să fie însoțiți de un părinte sau un tutor legal la centrele de vaccinare. Totodată, părinții fac pași înapoi atunci când aud de vaccinarea propriilor copii. Eu sincer m-am vaccinat și eu și soțul, dar la copil nu știu ce să zic. Mi-e frică de reacțiile care poate să aibă, să nu știu ce să zic. Este o vârstă foarte fragedă. Ai problema și nu știi ce urmăriare, sincer, nu știu ce să zic. La dragul știe, până acum le-am curcat toate ziua de acolo până acolo. Că până la 70 de ani, că până la 80, că așa, acum am început cu ai tineri, înțeleg. Am înțeles că prima dată ai tineri nu făcea pentru că avea plămânul mai rezistent. Acum se întoară, toată lumea să facă. Când vine vorba despre imunizarea celor mici, cei mai mulți dintre părinți sunt reticienți din teama ca proprii copii să nu sufere reacții adverse. Totuși, până în prezent, la nivelul județului Mehedinți, 83 de persoane sub 18 ani s-au vaccinat, iar dintre aceștia doar 37 cu schema completă de vaccinare. Tocmai pentru că sunt vulnerabili atât în fața virusului cât și în fața unei posibile reacții adverse a vaccinului, micuții pot fi imunizați doar cu acordul părintelui și tot acesta îl poate programa atât pe platformă sau la centrele fixe de vaccinare. De miercuri 2 iunie a început imunizarea împotriva COVID-19 a copiilor cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani cu vaccinul produs de compania farmaceutică Pfizer-BioNTech. Aceștia pot fi programați pe platforma electronică prin intermediul conturilor părinților, tutorilor sau aparținătorilor legali sau se pot prezenta la centrele de vaccinare fixe, la cabinetele medicilor de familie unde se administrează acest tip de vaccin sau la evenimentele de tip maraton. Persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 12 ani pot fi însoțiți de către părinți sau tutori legali cu acte de identitate valabile. În cazul în care nu au împlinit 14 ani, trebuie să aibă asupra lor certificatul de naștere. Până în prezent, în județul Mehedinți au fost vaccinate 83 de persoane cu vârsta sub 18 ani, 46 din aceștia cu prima doză și 37 cu schema completă de vaccinare. Tot la nivelul județului Mehedinți, în ultimele 24 de ore s-a înregistrat un singur caz de îmbolnăvire cu virusul COVID-19, iar rata incidenței cumulative scăzând până la 0,20 la 1000 de locuitori, anunță Direcția de Sănătate Publică Mehedinți.